După cum se vede, sunt pe un pe un la o fermă nouă, la un club, e o baltă privată nouă. Aproape am avut o trăsătură acolo. Sunt pe lacul principal, unde crapul cel mai mare, care am întrebat-o pe doamna de aici, zicea că e jur de 15 kg. Are 3 bălți. Celelalte sunt în, ca un fel de canal, celelalte două bălți. Sunt mai mici, unde densitatea de pește e mai mare și au crap până în 6-7 kg acolo. Astăzi am să încerc să pescuiesc la toate 3 metode. Am să start, încep să pescuiesc la feeder. Sper ca să prind ceva mai mare. Când am început să pescuiesc azi dimineața, am vorbit cu ea și mi-a zis că aici a fost în colțul ăsta a bălții, s-a prins captura cea mai mare, care a fost în jur de 16 kg. Și ea mi-a sugestimat ca să vin să încerc aici. Am să pescuiesc la feeder o jumătate de oră, o oră. După aia am să încerc la rumbeziană și după aia că m-a dus și bățul de plută, am să pescuiesc și la plută. Am să pescuiesc jumătate de zi pe balta asta și după aia am să mă duc pe balta din spate, unde densitatea de pește e mai mare, dar sunt mai mici. Și atunci o sper că o să fie o grămadă de activitate. Op, și avem și o trăsătură. Cred că e plătică. Pescuiesc cu ce am în călic, am o babă de porumb. Și camomeală am și vermișeuri, am și carne, am adus carne, dar nu am voie să pescuiesc cu carne pe lacul ăsta. Cu pelete, porumb, vermișor, până n-ai voie cu carne. Dar din cap. Plătică, au zis că sunt și plătici foarte mari aici, în jur de 4 kg. Destul de măricică asta. Am dat la vermișori și nu prădeam mai nimic. Dar văd că dacă am pus porumb, vine ceva mai mare. Deci am schimbat balta. De pe balta principală am venit pe un canal aici să pescuiesc. Am pescuit acolo în jur de 2-3 ore. Am prins 3-4 bucăți și n-am mai prins nimica. Așa am decis ca să vin pe altă baltă aici. Pescuiesc cu carne, practic. Tot dau cu pluta, momesc. Și aici vreau să nu din ăștia mai micuți, n-am. Direct trăsătură. Opa. Să vedem dacă reușim să scot pustăta ciorată dintr-o dată. Tot am nădit cu carne și văd dacă m-a întâlnat-o luat-o. Val, să vedem.
și aici sunt, densitatea de pește este mult mai mare pe partea aceasta. Crapi, cred că până în 6 kg, cred că e cel mai mare. Dar comparație cu lacul celălalt, e mai îngust. Am decis să vin aici pe colț să experimentez un pic. Ce trage, mă, se întinde. Pescuiesc direct pe malul celălalt, sunt la 13 metri pescuiesc. Am găsit eu, ciudat că lacul ăsta e mai adânc decât celălalt. Și pescuiesc în jur la aproape un metru. Ia să vedem. Nu pot să-mi dau seama dacă sunt, dacă e ceva mai mare sau mai mic, dacă trage destul de tare. Cum o luat-o dintr-o dată, cum am pus plută acolo dintr-o dată luat-o. Ciudat. Pe lacul principal am pescuit numai plătică, n-am reușit să iau niciun crab și am venit pe ăsta micuț, am mai scăpat unul mai înainte, dar am omit că o jumătate de oră nu s-a întâmplat nimica, deci am pescuit o jumătate de oră, n-am luat nimica. Tot am pescuit cu viermișor și n-am prins nimica. Și dintr-o dată am decis să pun și eu niște carne și atunci am reușit ca să iau. Hai să te vedem și pe tine. Ce pătăușesc. Nu vreau să lasă ca să iasă, haide. A? Aproape gata să cedeze? Nu. Teama. Ia să ne uităm. Fără sol, fără nimica. Asta e primul crab de astăzi. Și avem al doilea. L-am luat numai pentru că m-am dus direct lângă tufele alea. Așa de
Ui, e clean, uite acolo, mă. E clean, uite ce bucată de clean. Ceva e acolo, între tapul, parcă. Cred că ăsta e crap. Da, ăsta e crap. După cum s-a întins și trage, e crap. Da, dar n-am reușit să îl iau numai pentru că m-am dus foarte aproape de malul celălalt. Încerc ca să nu... Să vin încetul ca să nu... Să fac prea multă... Prea multă călăcie. Asta de data asta ce-i? Cred că e crap după cum se spate, că e mai puternic decât celălalt. Da, și văd că tot trage. Opa. Să țin jos, să nu... Nu vedem, e mai mare sau mai mic? Ce chestie, cred că trebuie să mai micșorez un pic adâncimea, că trebuie să mă duc chiar pe rădăcinile de acolo. Ziceți mie că, de asta zic, când sunt canalele astea făcute pentru rubeziană, de asta sunt făcute pentru rubeziană. Că eu pescuiesc exact lângă malul celălalt. Eram la 20-30 de centimetri de mal și nu prins nimica. Trebuie să mergi exact lângă mal. Asta e mai micuț. Hai. Și al doilea crap. Că se vede cum e. Că se vede cum e carnea în gură.